Iepurii și crapii, de Tudor Argezi. Dacă stați cu minți și nu vă mai gândiți în pat, o să vă spui povestea cu iepurii și crapii. A, tu mai vrei să dai odată cu piciorul și pe urmă să te liniștești? Bine, nu mai zic nimic. Îmi închid buzele cu atâtea zăvoare câte măsele mi-au rămas și tac. pentru copiii care se bat, care se ciupesc, nu se mai află povești. Lăsați-mă să mă culc. Mi-am pus borneta cu ciucură în moț și am zburat în așternut. Peste câteva minute nu se va mai auzi decât vuietul vântului din strungă și motorul meu pornit la întuneric. Să stingem lampa. Bună seara! A, ah, să nu o sting, că v-ați împărat? Bine, atunci, haideți să încercăm. Dar pe tine unul câte camuflă râsul și celălalt te uiți în cu ochii de hoți. pângașule, te ghicesc, nu-ți umblă gânduri bune prin cap? Ia mâna de la gură! Bine, hai, bine, bine, fie, mai râdeți odată și gata! Acum! Iepurii și crap Povest Iepurile ședea lângă un snop de secară și da din urechi ca din două dește. Era un iepure cum nu s-a mai văzut, cu 11 picioare, 10 de fugit și al 11-lea de rămas pe loc din fuga cea mai mare ca o frână de picior. Dar fiecare picior era de o culoare, negru, roșu, alb, cafenin, cenușiu și așa mai departe, labele iepurului fiind încălțate de Dumnezeu cu 11 de desperecheați, scurți până la genunchi. Când fugea, iepările nu mai semăna cu nimic și animalele răpitoare, văzându-l, se înfricoșau de el ca de un măgar care ar fi umblat prin păduri cu guler și cravată, cu pălărie de paie, îmbrăcat în redigotă și din pantaloni afară, ieșindu-i pe din de rând coadă cu pămătuf. Ia să mă eu, eu după ființa asta pestrițe, zice un crab de 11 kg și 500 de grame. Vreau să văd și să mă dumiresc că nu mi se pare lucru curat. Crapul se întâlnise cu el la marginea heleșteului, unde iepurile se dusese să bea apă, tocmai în locul unde crapul scosese mustățile din baltă ca să soarbă aer. Ei s-au ciocnit pot în bot. Peștele s-a scufundat și iepurile a croit-o la sănătoasa. Crapul crezuse că vede apropiindu-se de ochii lui un crab cu păr și cu urechile date pe spate, iar iepurelui lui se păruse că vede în lac un iepure fără urechi și cu solzi, ceea ce nu mai pomenise niciun iepure niciodată. Sărind din apă pe uscat, crapul făcut numai decât și el câteva picioare și ca să-l ajungă pe iepure mai degrabă, nu știu cum îi crescuseră de de desubtul pântecului și patru roți. Fugea iepurile, fugea și crapul și au fugit atât de mult unul după altul până se făcu noapte și rătăciră drumul amândoi. Ia, mai bine să mă culc!" și-a zis iepurile rupt de oboseală. Ticălosul de crap s-a încurcat în mărăciniș. Tot așa își, zi, își zise și crapul. Până la ziua sunt câteva ceasuri mai bine să le dorm, pentru întâia oară mă culc departe de ai mei, pe pământ uscat. O să mă cam doară oasele, fără o saltea de nămol. Blestematul acela a fugit mai repede ca mine și cred că nici nu o să-l mai ajung vreodată. Dată ce se face ziua, caut un drum mai iute, intru în vreun pârâu din apropiere care să mă ducă repede acasă în heleșteu. Culcându-se crapul, pământul nu fu atât de tare cum socotise el. Din potrivă, se simți întins ca o, pe o perină bună de puf. Crapul nimerise nu se poate mai bine. Așternutul sub el era chiar căldicel. Zise, Doamne, ajută! și-a dormit. Singur iepurele nu se simțea destul de potrivit așezat. Parcă mă apasă ceva pe spinare își zise el, și parcă a pește. Doamne ajută! și și iepurile în gând și a dormit. Când se lumină de ziua, crapul și iepurile dormeau fără să știe unul peste altul. Visând, crapul se băgase în iepure de tot și iepurile ținea pe crap cu labele îmbrățișat. Ochii crapului se deșteptară întâi și deteră de ochii iepurelui, care se trezi chiar atunci. În tăcere și uimiți, ochii lor schimbară căutături înspăimântate. Poftim, asta mai lipsea, zise fiecare în cugetul lui. Eu mă scol binișor și mă duc să-mi văd de treabă. Își zise iepurile și voin să se ridice, nu putu că parcă îl țineau niște legături de labele de din Și când voi să se ridice și el, crapul fulovit în cap cu un mănunchi de leuștean. I s-a făcut de ducă?" Răgni la ei un om cu căciulă. Mai așteptați, nițel, că de-abia s-a deschis piața. Într-adevăr, copiii tati, peștele și iepurile erau în piață de vânzare. Dar voi ați adormit deja. Povestea asta are un succes nemaipomenit. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!